se poartă mai nou puloverele cu câteva rânduri deșirate. Astăzi vreau să fac și eu acest pulover cu ochiuri duse dintr-un pulover normal. Este un pulover cumpărat, simplu, și îl facem modern, așa cum se poartă astăzi, și sunt foarte scumpe. Deci fixăm unde vrem să avem rândurile deșirate. Aici, de la umăr până unde începe mânecuța, iar aici pe față până aproape jos. Deci de undeva de aici până jos. Punem semnele de să fie la jumătate și într-o parte și în cealaltă și la mijloc. Deci numărăm rândulețele de aici de la gât și în funcție de cât vrem să fie de lat bentița cu ochiuri deșirate, ne punem semne ca să ne putem orienta ușor. Cum procedăm? Am pus semnele, hotărâm de unde vrem să tragem ochiurile. Cum ne e mai ușor, din ce parte dorim. Deci tragem ochiul și tăiem ața. Și apoi începem să deșirăm firul tăiat, având grijă să nu pierdem ochiulețele în sus. Urmărim firul. Deci de aici până aici. Am ajuns aici. Tragem firul prin ochiurile rămase libere aici. Trebuie să fixăm ochiurile ca să nu se ducă în sus. Și apoi începem să deșirăm toate rândurile până jos. E puțin pufos puloverul și de-aia se deșiră mai greuț. Dar cu răbdare îl deșirăm așa până unde vrem să fie deșirat. Deci cam așa. Deșirăm fiecare rând în parte până jos. Avem grijă să deșirăm, că altfel se cunoaște urât dacă nu e, da? Deci dintr-o parte în cealaltă. Am deșirat aproape până jos, am mai lăsat 15 cm și apoi venim cu croșeta, ultimul fir deșirat aici, și facem ochiurile, întărim ochiurile de jos. Da, luăm câte două și apoi
odată prin celelalte. Că dacă nu le întărim, se duc până jos. Și apoi pe margine. Am ajuns aici la margine. Luăm ochiul de aici. Și tragem fiecare fir. Luăm rând pe rând fiecare fir la ce ochi corespunde. Îl dăm în jos. Luăm următorul fir. Ca să întărim marginea și să rămână și firele mai scurte. Dacă rămân așa lungi, nu se văd frumos. Și tot așa până ajungem în partea de sus.